Actorul american Johnny Depp a ajuns în România. Acesta va concerta alături de colegii lui de la The Hollywood Vampires pe 6 iunie la Romexpo. Legendarul Johnny Depp a ajuns în România alături de colegii The Hollywood Vampires, printre care și rockerul Alice Cooper și chitaristul trupei Aerosmith, Joe Perry. Starurile au ajuns în România joi seară cu un avion privat. Membrii trupei au imortalizat momentul sosirii și au postat fotografia pe o rețea de socializare. În cadrul turneului, Hollywood Vampires concertează în 5 țări europene, printre care și România, singura țară din zona est-europeană. Înainte să ajungă în țara noastră, trupa a susținut un concert în Danemarca. Fanii din România au ocazia să-și vadă idolii în carne și oase pe 6 iunie la Romexpo, când trupa va susține un concert în premieră în țară. Starul de la Hollywood a ajuns în România în plin scandal de divorț. Fosta lui soție Amber Heard îl acuză pe actor de violență domestică și susține chiar că acesta a încercat să o sufoce. Actrița a făcut publice mai multe fotografii în care apare cu fața acoperită de vânătăi.